seara și bine ați revenit cu doar la propriu mai cu probleme la algebră. Hai să v-am amețit. Ia să vedem, spuneți-mi... E prima zi. Nouă zi sau a doua. Deci, tema pentru acasă sau... Da, nu avem temă, exerciții. Exerciții, clasa 7, da? Da, nu. Să fiți atenți, să vă auziți. Da, de acum puteți să puneți o 8. Da. Da? Hai să vedem, exerciții. Exerciții care? 1. Ce bun. Te rog, din spate, dă o culegere. Mama, eu zic ce am înțeles în clasă. Hai zi. 9 ori x la a doua. 9x pătrat. Plus 12x. Da. Minus 45. Și ce trebuie să facem? Binom? Ce? Să găsim binomul? Sau să ce? Le scriem ca... ce, ori, ori, ori. O înmulțire. Ce ai făcut? Corect. Haideți să vedem. Descoperim noi, găsim noi un binom aici, Ani? Da. Care? Pe 12x să-l scriem cumva. Ăsta cum am putea să-l scriem? Ca fiind 3 la a doua. Ca 3x. La a doua. Deci la a doua. Da. Plus 2 ori 3x. Ori cât ne-ar mai trebui să facem 12? 2. Ori 2. Deci asta e a doua parte. Așa cum ne-ați spus profesor, asta e prima parte, da? Mhm. Plus, dacă asta e a doua parte, cât ne-ar trebui? 4. Minus 4. Plus. Nu minus, Mirana. A, plus 4. Plus 4, da. Și ne-am creat aici un binom. Este 3x plus 2, totul la pătrat. Corect? Mhm. Așa. Dar noi avem, ne-am pus plus 4. Acum punem și minus 4. 4. Punem și minus 4. Am pus plus 4, minus 4, da? Și acum minus 45. Da. Echivalent cu. Aia minus 45. Minus 49. Și am pus 3x. Ce nu înțelegi? 3x plus 2. Totul la pătrat. Am făcut binomul. Mm-hmm. Da? Mm-hmm. Minus 49. Pe 49 cum îl putem scrie azi? 49 ca fiind 7 la a doua. Echivalent cu. Hai zice că e 3x plus 2 totul la pătrat minus 7 la pătrat. Doua. Și acum aici ce avem? Avem a pătrat minus b pătrat. Pătrat, da. Care este echivalent cu? Echivalent cu a pătrat minus b deci pătrat a, și a pătrat și b. Și da? Da. Adică 3x plus 2. 3x plus 2. Minus 7 pe lângă 3x plus 2 plus 7. Plus 7. Adică 3x. Și egal cu? 3x. 3x. Anca. Minus 3x. Aici. 3x. Minus 7. Plus 2 minus 7? Minus... Minus 5. Minus 5, 3x minus 5, pe lângă? Pe lângă 3x plus 9. Asta era, da, Miruna, da? Și mai scoatem un 3 în factor. Uh-huh. Și dacă mai vrem, da. Scoatem 3 de unde? De la din a doua. Și egal cu, și punem 3, de la a doua îl scoatem pe 3, da? Și va rămâne 3x minus 5, pe lângă x plus... 4x. Și cine ai înțeles? 4x la a doua. 4x la a doua, al doilea exercițiu, da? Da, plus 20x la a doua. Plus 20x. Minus 11. Minus 11. Hai să ne creăm întâi binomul, ca așa e cel mai ușor. 2x la a doua. 2x la a doua. Da. Echivalent cu 2x la a doua. Așa pun, domnul profesor? Ori așa, ori îți pui egal aici. Egal aici. Că lucrez... Egal, egal, până când... 2x totul la a doua, da? Plus, plus 2 ori 2x, l-am pus pe a. 2 ori 2x, ori cât ca să am 20x? 5! 5, băi copii! Da? Și mi-am pus și mi-am făcut de a doua parte. Și acum, ce mai îmi trebuie? Plus cât ca să fac din nou? Plus 25. Plus 25. L-am pus. L-am pus, îl și scazi. Minus 25. Și minus 11. Uh-huh. Și așa nu greșești niciodată. Și echivalent cu, de aici am fac un binom. Care este binomul, Miruna?
2x plus 25 2x plus? Plus 5 tot la a doua. Așa. 2x plus 5 tot la a doua. Minus 6 la a doua. Minus? 6 la și ce mi-a rămas aici? 36. Minus 36. 25 minus 11, minus. Deci minus 25 minus... Minus 36 care îl pun? Da. Ca fiind 6 la a doua. Și acum am dat cu cine este egal. Ce am acolo? Așa. Perfect. Deci ca și cum o să fie așa, s-ar fi de și aia la a doua, de la a doua, care este egal cu? 2x plus 5 locul 3. 2x plus 5 a plus b pe lângă a minus b. Sau a minus b pe lângă a plus b. A minus b se bățeam. Da, a minus b. 2x plus 5 minus 6. Da, totul pe lângă, se zice. 2x plus 5 plus 6. Plus 6. Și egal cu? Aici. 2x minus 1. 2x minus 1. 2x minus 1. Pe lângă? 2x plus 11. Pe lângă 2x plus 11. E bine, deci că ai început să ai siguranță la semne, asta e bine. Da? Deci, pe ce nu înțelegi? Spune. Cum am înțeles? Deci, credeți-vă bine oameni, faceți-vă... Asta este secretul. Secretul este ca, în dată, în partea asta a doua, cum a spus Mihaela, să observăm aici, de două ori, prima parte, ce o pui în evidență, de două ori prima parte, ce o fi acolo. Uh-huh. Înmulțit cu ce o rămas încă, ce o rămas partea a doua, în completare până la 20, este 5. 5, corect. Și îți trebuie imediat pătratul, ca da. Ultima întrebare pe mine casă a fost că în născutul schimb pe 20 x ca 22 minus 2. Nu știam de unde au pus 22 și 2, de unde le-au... Deci, dacă da. Ai înțeles foarte bine chestia asta, atunci nu te mai frumă să rup pe ăsta la rândui. Acum sunt și ieșiți de acelea în care să fie o sumă de pătrate. O sumă de pătrate. Dar aici, în principal, în mod deosebit, ne ocupăm să facem pătratul perfect. Corect. Da? Și vedeți binom. Ce repede se face și fără greșeală așa. Dacă îți dau așa, Mirna, 2x pătrat plus, să zicem, plus 4x, așa, plus 5, egal cu? Radical din 2x. Așa. Deci spui radical din 2 ori x totul la a doua ca să faci pătratul. Da. Plus 2 ori x ori 2. Plus 2 radical din 2. 2 ori radical din 2 x. Ori mai trebuie ceva. Ori 2. Că se completă. Ori 2. Ori 2. Ori radical din 2. Ori radical din 2. Ori radical din 2. Ori radical din 2. Și asta e partea a doua, radical din 2. Deci, de două ori, atenție, de două ori, prima parte, ori a doua parte. Radical din 2 a doua parte. Da, a doua. Și acum ești obligat plus să spui 2. Plus partea a doua la pătrat. Plus 2. Plus radical din 2, ca să înțeleagă toată lumea. La pătrat. Plus 3. Care înseamnă 2. Minus radical din 2 la pătrat, că trebuie să-l minus, ca să ne obișnim cu minus radical din 2 la pătrat. Și plus... Și acum scrie în continuare ce trebuie la profesor. Plus 5. Plus 5. Ei au zis deodată că 5 minus 2 fac 3. Da, să se vadă clar. Să lăsăm așa. Clar ca în fiecare etapă să urmărim aceste lucruri. Adunci ce trebuie și scazi imediat. Da. Și acum am strâns de aici. Binomul. Tu până ai, nu-i binomul. Care-i binomul? Radical din 2x plus... Radical din 2x. Radical din 2 la 2. Totul la plus 3. Radical din 2, totul la a doua. Da. Plus radical din 3, totul la a doua. Plus radical din 3, totul la a doua. Dacă puneam minus aici, era o treabă era foarte bună. Făceam, și chiar facem acum modificația asta cu minus. Și aici punem minus 5, nu? Da. Și totul e perfect, ca diferență două pătrate și acum zicem egal mai departe. Te rog, Anca? 2i... Asta e A-ul, ăsta e B-ul. Radical din 2 ori x plus radical din 2
minus radical din 3, totul pe lângă 2 radical din 2 ori x plus radical din 2 plus radical din 3. Iată, așa am ajuns să organizăm pe 2x pătrat plus 4x minus 5 ca un produs de 2 factori. Așa se zice. Nu știu cât am lucrat de corect, domn profesor. Ia uitați-vă. Ia să vedem. Da? Mai vedem încă o dată. Aici, la minus radical din 2 la pătrat. Asta e bine, da? Uh-huh. De 2 ori locul 1 ori locul 2, da. 2 radical din 2x, da? 2 radical din 2x. Aici e bine, da? Da? Ori, în completare, până la 4. Radical din 2, e bine. Radical din 2, radical din 2. Da. Am pus plus radical din 2 la a doua când aveam nevoie și am făcut minus radical din 2. Dar minus radical din 2 la a doua cât e? Minus radical din 2 la a doua e 2. E, da? Și cu minus în față? E, deci minus 2 este. Minus 2 și cu minus 2. 5? Ai, deci minus 7. Minus 7. Da, am schimbat semnul. Da? Deci da. Minus 7. Mai și atunci, atunci nu e radical din 3, ci e radical din 7. Asta am pus, da. Vă zic. Foarte bine. Radical din 7, radical din 7 peste tot. Și ghiștul s-a organizat bine acolo, da? Da, da. Așa. Da. Și iată, în condițiile în care aveți așa ceva, nu mai stați pe gânduri. Deci exact. Totul merge foarte rapid. Adunați ce vă trebuie și scădeți imediat. Înțelegeți și în felul ăsta și țineți cont în continuare de exerciții după aceea. Deci lucrați atent. Deci scădem imediat. Ca să spunem așa, l-am pus eu, recunosc că l-am adăugat eu. Și o să scad, ca să facă zero aici. Pentru că nu l-ai zero ăla. Tu te folosești de el că ai nevoie și îl și-ți scazi. Deci este zero și rămâne ăla de la sfârșit, da? Și acum operația de aici o faci între astea. Ai și ce o ieși, o vedea de acolo noi. Exact. Da? Mai dăm, dați-mi pălăterea ca să vă găsesc eu. Da. Haideți să vedem, parcă vreau mai dat-o, vă îl dau din nou. Să zicem x la a patra plus 1. Da, era undeva la temă. Da? Da, da. Deci pe x la a patra plus 1. Vreau să scriu ca un produs de factori. X la a doua, totul la a doua, plus 1 la a doua. Deci este așa. X la a doua plus totul la a doua, plus 1 la a doua, da? Da. Și îmi trebuie mijlocul care îl scad. Nu l-am, dar la a doua îl scad. Mai anterior s-a făcut tot timpul, nu aveam capătul, exact. Partea a doua. Acum am de două ori prima parte, una a doua. Îl adunăm și îl scădem. Cât să punem acolo? 2x la a doua. 2x la a doua ori 1. Da. Da. Deci de două ori prima parte, 2x la a doua, ori partea a doua, ori 1. Deci, ce se fac aici? Zic x la a doua, totul la a doua, plus de două ori x la a doua, ori 1, adică partea a întâi, da. Ori partea a doua, scrieți 1, domnul profesor, ca da? Să nască ori 1, da. Da. Plus 1 la pătrat. Da, și acum, ce am adăugat noi? Asta am pus, da? Minus 2x pătrat. Ați înțeles? Uh-huh. Egal mai departe cu... Am făcut un binom acolo. Aici este x la a doua plus 1. X la a doua plus 1, totul la pătrat. Minus 2 radical din 2x la pătrat. Radical din 2x, totul la pătrat. Și acum, a la a doua minus de la a doua. Diferență de două pătrate. Păi, x la a doua plus 1 minus x la a doua plus 1 plus 1 minus radical din 2x minus radical din 2 ori x pe lângă, totul pe lângă x la a doua plus 1 plus radical din 2x. Așa. E greu? Dacă nu? Cumva nu vă iese, adică dacă vreți să vă convingi că e treabă bună, aveți să mulțiți paranteză și vă dă x la a patra plus 1. Cum fac eu pe x la a șasea plus 1? X la a treia totul la a doua. Deci vă zic x la a treia totul la a doua plus 1. Da. Egal mai departe cu... Ia, mi-e trebuie mijlocul. Da, și o să fie x la a treia.
O să fie x la 3-a, domnul la 2-a. Zicem. Ori 1, da. Deci x la 3-a, totul la 2-a, plus de 2 ori. 2 ori x la 3-a. X la 3-a, ori 1. Păi partea a 2-a, da. Da. Plus 1, 1 la... la 2-a. Da. Minus 2x la 3-a. Corect. Și egal cu... x la 3 plus 1, da. Plus 1 totul la 2, minus radical din 2, minus radical din 2, x radical din 2x. Nu, lasă pe un miror. Da, corect. Ce iese de acolo? Îți schimb ca x la 2 ori x și... x la 2 iese. Deci, poți să spui așa. 2 ori x la 2 ori x, așa da. Cum să iese eu, îți lași deocamdată. Și egal mai departe cu... x la 3 plus 1 la, totul la 2, minus radical din 2 ori x, ori radical din x. Radical din 2... ori x. Ori x. Ori radical din x. Ori radical din x, totul la a doua. Da. Da? Totul la a doua. Miruna, am văzut așa. X la a doua are, n-am mai discutat, înseamnă X simplu. Și pe 2 și radical și X-ul, le băgați sub radical. Cu alte cuvinte aici, putea să scrie așa. X radical din 2X. Totul la pătrat. Iruna, radical din 2 radical din X face radical din 2X. Și rămâne la X radical din 2X, totul la pătrat. Da? Adică, sub radical, un singur radical, băgăm pe cel 2X. Da? Și acum apare o diferență de două pătrate și voi spune egal mai departe cu x la 3 plus 1 x la 3 plus 1 minus x radical din 2x așa, pe lângă x la 3 plus 1 plus radical din plus x radical din 2x plus x radical din 2x. Iată, am aranjat un produs de factori, da? Merge? Da. Deci, când lipsește... Deci trebuie să fim așa atenți. Când ne lipsește pătratul, când ne lipsește mijlocul, când pătratul perfect. Și în funcție de asta, noi adunăm și scădem ca să ne iese treaba bună, da? Ceea ce ne lipsește. Acum am să mă gândesc. Facem împreună, compunem un negheșițiu. Eu am, dacă vreți, vă dau eu. Nu, compune, apropo de ideea de a compune și noi. Da? Știi la ce mă gândesc? Să-l văd cu profesor. Alo. 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 Salut. Eu sunt într-o rol de matematică, dacă vreți să mă întrebați ceva de apicultură, nu am timp acum. Nu, pentru apicultură vor la 10. Nu. Da, da. Sunt într-o lecție de matematică. Hai să ne gândim așa. Compuneți. La... Nu ne vede nimeni, nu ne aude nimeni. Deci ne gândim la 2x minus 3 totul la pătrat minus 4x plus 1 totul la pătrat. La această diferență de două pătrate. Plecăm de la ea. Egal cu 2x minus 3. În mod normal este 2x minus 3. Da. Minus 4x. Deci 2x minus 3. Minus 4x. Da. Minus 4x. Minus 1. Minus 1, da? E locul 1 minus locul 2. Și 2x. Totul pe lângă. Totul pe lângă. 2x minus 3 plus 4x plus 1. Plus 1. Și egal mai departe cu? Egal cu 2x. Minus 2x. Minus 2x. E semnul mai mare, nu? A, da. Minus 2x minus 4 pe lângă 6x. Hai mai adus-o. 6x minus 2. 2. Mai multe vitele să facem. Scoatem aici un minus 2 și aici un 2. Minus
2, da. Minus 4. 5 pe 2 minus 4. Minus 4. Pe lângă, lângă x. X plus. Zii mai. X. A scos minus. Plus, plus 2. 2. X da. Plus 2, da. X plus 2 pe lângă. Și acolo am scos doar pe 2. Pe 2. 3 x. Minus? 3 x minus 1. Corect. 3x minus 1. Și atât l-am aranjat și o diferență. Dacă ridicăm la pătrat și îl desfacem, deci ridicăm și îl desfacem, el ar fi prima parte la pătrat, cât face? 4x pătrat, da? Da. Ridicăm după formula binomului. Hai, cine vorbește? Miruna, Miruna. Zi, Miruna. Minus 12x. De două ori. Deci minus 12x, ai zis, de două ori prima parte ori a doua. Plus 9. Plus 9. Minus pe lângă. 4x al doua, 4, 16x al doua. 16. 16x la a doua. Plus 2, plus 8x. Plus 8x ori 1 8x, da? Și plus, plus 1. Care înseamnă, lucrând aici, disfacem minusul de față, schimbă semnul, va fi egal cu... 4x la a doua minus 12x plus 9. Minus 16x la 2, minus 8x, minus 1. Minus 16x la 2, minus 8x, minus 1. Minus 1. Le dau mai departe. Minus 12x cu minus 8x, minus 20x. Minus... 20x. Da, 4x pătrat și minus 16. Minus 16, minus 12x la 2. Așa, minus 12x pătrat mai întâi. Minus 20x. Minus 20x. Plus 8. Plus? 8. 8. 8. Și dacă ar fi să mai lucrăm, ar face... Pe lângă, minus 2 pe lângă. Minus 4 chiar. Chiar, 4, da. Da, minus 4 pe lângă. 5x plus... Ei, da. Da. Cum? Da, 4 pe lângă. Da, minus 20x acolo. 3x, 3x pătrat. Da, plus 5x. Da. Minus 2. Deci minus 2. Corect. Ei... Acesta este. Nu, să se scrie asta ca un prost de factori. Corect. Deci acum înapoi, cum scriem pe minus 4? De fapt, la urma urmei, 3x 4, pătrat da. Este important. 3x da, plus 5x pătrat minus 5x 2. Minus 2. Ca un produs de factori. Ca un produs de factori. Egal cum? Acum e. Egal cu... Noi trebuie să ajungem acolo, la x plus 2 pe lângă 3x minus 1. Acolo trebuie să ajungem. Uite sus, ne-a dat asta. La x plus 2 pe lângă 3x minus 1. Asta scrie. Așa, asta, asta scrie. Dar cum ajungi? Cum ajungem așa? Așa, facem minus 2 pe lângă 3x minus 1. Da. Nu, Miruna. Noi nu știm rezultatul. Da, nu știm. Nu, nu știm. Și noi ne întrebăm cum să facem acolo să schimb ca un prost de fapt. Radical de 3x la a doua. Alo. Radical din 3x la 2. Te gândești după tehnica care o avem de până acum. Corect, da. Că noi nu știm șmecheria aceea și vrem să ajungem. Deci zici Miruna așa. Radical din 3x la... Radical din 3x totul la a doua. Da. Faci un pătrat perfect. Plus 2 radical din 3x. De două ori, dar n-ai 2. Faci tu. Da. Da. 2 plus 2 radical din... 3 ori x. Ori trebuie să mai punem ceva, partea a doua. Păi da. Partea a doua, dar să rămâne 5x. Uh-huh. Ori radical din 3. Nu radical din 3. Radical din 3 nu era. Nici 2 nu era. Numai 5 este. Mm. Pui 5-ul ca să fie 5x. Și pe 2 radical din 3 trebuie să pui la numitor. Ca să simplifici. Ah, da? Deci partea a doua e 5 supra 2 radical din 3. Asta e. Ca să-ți rămâne 5x curat. Mm-hmm. Deci 2 avei, de două ori prima parte ori a doua. De două ori prima parte, parte avei. Deci de două ori prima parte ți-ai pus o ducă da. Radical din 3. Da. Dar până la urmă numai 5x ai tu. Da. Și deodată pui 5-ul. Pui 5-ul care ca e acolo. Ca să-ți asiguri 5x. Ca să-ți asiguri de aici. Da. Tot ce e în plus față de 5x, până la următor. Și aia e partea a doua. 5 la 2 la 3. Și toată asta e partea a doua. Că partea a întâi este asta. Corect.
Corect. Da? Partea întâi, radical din 3x. Și atunci o punem, domn profesor, plus 5. Și partea a doua. Da? Și plus asta la pătrat. Corect. 25 supra 4. Dar o punem așa, așa 5 ca să fie pentru agro. 5 supra 2 radical din 3. Totul la pătrat. Totul la pătrat. Așa. Minus asta, că n-am avut-o. Păi da, am adăugat, acum o scădem. Minus 5 supra 2 radical din 3. Totul la pătrat. Totul la pătrat. Și minus 2. Și minus 2. Ai înțeles, Mino? Bun. Da, deci e de pe tâmpărat. După calculele noastre, așa trebuie să procedăm. Deci, ai încercat să faci aici un pătrat perfect. Da? Ai zis, de acum trag cu ochiul să văd mijlocul ca să-mi costez pătratul perfect să fie de două ori. N-am doi. Îl pun eu. De două ori prima parte. Dar prima parte cât e în cazul ăsta? Radical din 3x. Deci 2 radical din 3x. Ori 5-ul cum trebuie. Ori 5-ul când trebuie ca să completeze la 5x. Și 2 radical din 3 ca simplice ăsta cu ăsta. Să rămân 5x curat. Bună treabă. Da? Bună. Și aici avem... Gata, a apărut. De două ori. Prima parte, ori a doua, plus partea a doua la pătrat, care s-a construit, așa. Minus asta, o scădem. Păi, Firma, dacă nu a fost acolo, nu a fost. Iar am minus 2. Atât. Asta am pus-o noi. Dacă am pus-o noi, o să scădem, da? Ai înțeles? Asta minus asta face 0. Asta minus asta face 0. Bine, o să zic că și 2 radical din 3x supra 5 ori 5. Da, dar aia se simplifică și dă 5x. Și 5x am avut. Deci, 5x, tocmai eu trag o coadă ochiului să fie perfect egalitatea asta. Păi zic, e egal. Uh-huh. Păi dacă e egal, trebuie să se mențină asta, egalul acela. Asta înseamnă că îmi construiesc cu foarte multă grijă. Dacă am pus numărul ăsta, dar de ce l-am pus pe 5 pe supra 2 radical din 3 la pătrat? Că am nevoie ca să trimit la binom. Și dacă l-am pus, și l-am pus, îl și scad. Că 2 minus 5 minus 5, 7 minus 7, fac 0. Asta, minus asta, fac 0 și de fapt e minus 2, corect, ca și înainte. Corect. Deci aici e tot mai 5x, minus 2, deci n-am făcut nimic. Dar corect, construcția este interesantă. Egal cu binomul, care iată? Egal cu radical din 3x. Radical din 3 ori x. X plus 5 supra 2 radical din 3, da, totul la pătrat. Da, totul la pătrat. Minus. Ia să vedem acolo. 25 supra. 25 supra 4, 3, 12, corect. 12. Minus 2. Minus 2, deci, da. Și egal mai departe cu, aici s-a dus în aceeași numitor, da, să vedem cum să aranjăm, egal cu. Egal cu radical din 3x. Radical din 3 ori x. 3 ori x. Plus 5. Supra 2 radical din 3 totul la pătrat. Da. Minus 25. Aici în același numitor. Da, plecăm mai aici 25 cu 2. Minus 24, 1. Deci 25 minus 24 la 2 e negativ. Da, aoleu. 25 minus 24, minus 49. Supra 12, 12, da. Că s-am un 2 negativ, iar. Minus 25 minus 24, da? Uh-huh. Egal acum. Pot să gândesc aici ca... Va fiind 7 la 2. Supra 2 la 2. Supra 3. 3. 3 la 2, 3. Așa, o să spun din. Egal acum, de la început. Egal cu... Hai să aducem la același numitor aici. E 2 ori 12x. Deci 2, adi, ori radical din 3 ori 6. 6. 6. 2 ori... faci 6x, da? Da. Deci vine 6x plus 5, totul supra 2 radical din 3, 2 radical din 3 la pătrat, minus 7 la 2, 7 supra 2 radical din 3, totul la 2. Totul la 2, da. Și l-am făcut ca un pătrat. Și egal mai departe, muncim. Egal cu cum să ridic o fracție la o putere? Și numărătorul și numitorul. Corect. Deci vine 6x plus 5. 6x plus 5. Totul la a doua. Totul la a doua. Supra. Supra 2 radical din 3, totul la a doua. Care face adică 4, 3, 12. Minus. Minus 7, 49. 7 la a doua, lăsăm așa.
7 la 2 asupra 12. Pot să spun minusul și un singur numitor. Corect. Da? Un singur numitor. Iar la numărător se întâmplă să am diferența două pătrate. A la doamne de la 2. A la doamne de la 2. De 6x plus 5. De 6x plus 5 tot. Minus, minus 7 pe lângă. Totul pe lângă. Totul pe lângă 6x plus 5 plus 7, totul pe 12. Așa. Egal cu 6x minus 2. 6x minus 2, da. 6x minus 2 pe lângă 6x 6x minus 13. Deci 7, 12. 12. Plus 12. Totul supra 12. 12. Și egal cu, din prima iese în factor comun un 2. 2. Și în cealaltă un 6. 2 ori 6, 12. 12 pe lângă 3x minus 1. Pe lângă x plus 2. X plus 2, totul supra 12. Se simplifică 12 cu 12. Da. Și face 3x minus 1 supra, pe lângă, pe lângă x plus 2. Deci ce repede am făcut-o. Când am compus-o. Acolo. Am făcut-o aici, ce mult muncești, dacă nu te prinzi, dacă nu știi, dacă nu ești atent, dacă nu pui supra și dacă nu... Da, da, și construcția este destul de dificilă. Prefer să abandonezi-o așa, la minus 4 pe lângă 3x la 2 plus 5x minus 2. Nu, da, el, autorul pleacă invers. El ia două paranteze, le mulțește, x plus 2 pe lângă 3x minus 1 și construiește chestia aceea și să știi că se ajunge acolo făcând manevra. Și muncește tu, treaba ta pe ce cale o iei. Sigur că da. Deci tu... Și dacă ai plecat și ai desfăcut așa, din omul, deci nu strămân decât varianta asta în fața ieșirii. Noi ne-am gândit așa, din diferența două pătrate. O să vă arăt acum și mai complicat. Dar el în compunere nu pleacă de la astea două. Nu pleacă de la astea. El ia două paranteze, le mulțește. Iată să zicem așa. Da? Deci, muncă, domn profesor, aici trebuie să aibă asta. Un exercițiu copiii ăștia. Da, păi, ce să spun... Este vorba de multă experiență în treaba asta, da? Și ai șanse, dacă ești a fost gândit corect, ai șanse să o găsești chiar prin două variante. O să vă arăt acum același exercițiu, cum poate fi văzut, în două moduri. Dar deocamdată mergem pe pătratul, binomul la pătrat, că asta e tehnica noastră. Și... Hai să văd calcule cu radical, toate lucrurile acestea de care am vorbit, nu? Deci, avem șansa să ne întrebuințăm din plin formule de calcul, operații cu radical, toate lucrurile acestea sunt de maximă importanță. Deci, când compune exercițiul, autorul pleacă așa. Să zicem că ia 3x plus 2 pe lângă, hai să spunem, 4x minus 3. E calcul. Deci 3x plus 2 pe lângă 4x minus 3. El ne mulțește și zice 4 ori 3, 12x la a doua, minus 9x, am terminat de mulțit pe 3 cu cei 2, plus 8x, minus 6. Minus, cât? 6 are. Minus 6. Și egal mai departe, 12, 12x pătrat, minus x, minus 6. Și spune, să transforme într-un produs de... două paranteze, un produs de factori sau se factorizează expresia. Deci se dă 12x pătrat minus x minus 6 egal cu. Cum găsești tu cele două paranteze? Fac 12 4 3.
Adică 2 ori egal din 3 la ori x la a doua. După tehnica care o știm, facem, băgăm ăsta sub pătrat, da? Da, 2 radical din 3 x la 2 radical din 3, zis, 2 radical din 3 x, totul la pătrat. Da. Totul la pătrat e prima parte. Da. Adică a zis radical din 12, uh-huh. Radical din 12 înseamnă 2 radical din 3 x. Da, minus 2 x. Minus de 2, minus care x e minusul, da? Da. Minus 2 de 2 ori x. Toată expresia asta. 4 radical din 3x. Lăsăm așa ușor ca să vadă tot omul, da? Minus 2 ori 2 radical din 3x. Păi să lași așa, Miruna. Da? 2 ori de 2 ori prima parte ori, Miruna, să rămână x. Să se simplifice tot. Să rămână numai x curat. Atunci toată partea asta, 2 ori 2 radical din 3, adică 4 radical din 3 pui jos. Și ți-ai construit partea a doua. Da? Atenție, tot numărul ăsta cu tot numărul ăsta simplific și rămân x-ul. Corect. Și ai minus x-ul, deci e corect. Plus partea a doua la pătrat, că să strângi ca un binom. 1 supra, supra 16 ori 3. Partea a doua la pătrat. Da, scrim 4 radical din 3. Hai să spun 4 radical din 3, Miruna. La pătrat, ca să fie, da. Să fie limpede, da? Da. Deci, prima parte la pătrat, de două ori prima parte, ori a doua, plus și partea a doua la pătrat, minus acolo, că așa am pus-o noi. Nu, întâi o scădem pe asta minus care am pus-o. Minus 1 supra 4 radical din 3. Minus 6, ce așa? Dar de același lucru ai dreptate, este același lucru, dar ca să fie vizibil pe toată lumea, facem tot așa. La da, și minus 6. Și minus 6. De acum. Și acum, ăștia toți trei fac un binom la pătrat. Și ce binom e? 2 radical din 3x. 2 radical din 3 ori x. Minus. 1 supra 4 radical din 3. 1 supra 4 radical din 3. Totul la pătrat. Acolo lucrăm. Și minus. Minus. Domn profesor, binomul e cu tot cu plus 1 supra 4 radical din 3. Vedeți că da, asta da, 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 da. Așa. Binomul e până aici, da? Așa, da. Partea a doua. Și acum minus. Deci prima parte la pătrat, s-o puncteze încă o dată. Da. De două ori, prima parte de a doua și partea a doua la pătrat. Pătrat, ca să fie limpede. Clar, da. Și minus 1 pe 16 ori 3, 48. 1 supra 48. Minus 6. Minus 6. Simplificăm 6, 48. Simplificăm? Amplificăm. Amplificăm pozitia. Egal mai departe cu minus, da? Anca s-o lăsăm și pe altă, deci vine Anca. Îți propun să-și aduci la cea jumitor aici. Așa. Deci, 4. Așa face Victor și cu Ana. Îi place pe meu. Nu. Cum o întoarce capul așa? Cum o ciufulește. O ciufulește Victor. Are el un motiv, cum am avut și eu, domn profesor. Mi-a spus, am făcut videoconferință cu el și mi-a zis la videoconferință, Bubu, a tras Ana păr, a tras Ana păr, da. A bătut. Mi-a spus tot ce-a făcut el. Așa, bravo, adică, Bubule, și ce mi-ai făcut? Acum tu ce poți să faci? Da. Eu am făcut asta, tu ce da. Poți să faci? A bătut. Da. Și acum amplificăm aici. Cu 4 radical din 3. Și o să fie cât? 4 radical din 3 și vine... 8 ori 3. 24. X. Deci 24 X. Minus 1 supra 4 radical din 3 4 radical din 3 totul la pătrat. Da. Minus. Minus. Acolo am zis că adicem la același mitor, domn profesor. 4 și 6. Ia să vedem, 6 ori 48 și cu 1, 49 6 ori 4, 24 28, nu? Mhm. 289 supra 48. Corect. Egal la mai departe, o să zicem egal cu 24 x minus 1 la pătrat corect. Supra
4 radical din 3 la pătrat, care înseamnă 48, minus 289. E pătrat perfect. 17 pe spate. Da, 17, corect. 17 la pătrat supra 48. Putem să punem același numitor. Același numitor, da. Și egal mai departe. Pe cine? Pe 48. Un sigur 48 aici. Și egal acum. Ia zi, Adi. E 2x24x minus 1 minus 17, totul pe lângă, 24x minus 1 plus 18. Plus 17, da? Da. Totul supra 47. Și egal mai departe cu? Egal cu 24x minus 18. Minus 18, super. Pe lângă, lângă 24x, da. Plus 16. Plus 16, totul supra 48. Ia să vedem ce dăm. Din prima paranteză cât? 6. Pe 6 și din a doua? Și din a doua tot? Pe 8. 6 ori 48. Da? Și 48. Da, 48. Dacă la, din prima pe 6 rămâne pe lângă 4x minus 3. 4x minus 3. Pe lângă. Din a doua pe 8, pe lângă 3x. 3x plus 2. Supra 48. 48 și simplificăm și este exact exercițiul care a fost. 4x. Vai, dar ce lungă e. Nu ce lungă e. 3x. Dacă ai știi să o faci, singur, da. Așa, fără ajutor și fără... Da, dar tehnica e de lucru. Uitați, am ajuns sus. Am ajuns de la unde am plecat. Vedeți? 3x plus 2 pe urmă. Și risipă da. Acum, o șmecherie care ar merita foarte tare, asta e următoarea. Eu i-aș grupa mie îmi dă așa, 12x pătrat da. Minus x minus 6. 6. Care înseamnă, Miruna? Înseamnă așa. Două paranteze. Una este 3x și alta e 4x. Câte ori 4 face 12 exact, pătrat. Ia uitați. Da? Și acum, acum e o problemă. 2 ori 3, 6. Și 2 ori 3 fac 6, da? Da. 2 ori 3 fac 6. Una are pe 2 și alta e pe 3. Mai plus 2 și mai plus 3 și nu știu unde spune. Aici nu știu. Aici nu trebuie. Aici e povestea. Nu știu unde spun. Aici e dacă zic plus 2 și minus 3. Ați înverit-o, da, da, mi-ați invers. Dar eu nu știu. Poate pun minus 2 pun aici și minus 3. 2 da, și plus 3. Plus 3. Dar, deci la început, deocamdată îmi dau seama de aici ce pun pe locul 2 și pe locul 2. E clar. Deci dacă le facem, nu dă? Nu, 3x minus 2 nu dă, pentru că 4x plus 3. Da, minus x-ul ăla are că vine dacă... 3 ori 3, acum controlez, 3 ori 3 fac 9x. Uh-huh. Și minus 8x, 9x minus 8x face plus x. Aha, uh-huh. Nu da. Și atunci, zic, băi, nu, a fost, hai să plus aici și minus în partea asta. Și minus x nu ar însemna că prima paranteză să punem minus? Nu. Păi tocmai asta, aici am controlat, uite, cu unii punem plus 2 și unii minus. Eu eram înnebunit acum, știam într-una e 2 și alta e 3. Și unul e cu plus și altul e cu minus. Uh-huh. Dar unde să pun pe 2 și unde să pun pe 3? Dacă îl pun aici pe 3, pot să fie așa, așa, și dincolo pe 2, se întâmplă că atunci când înmulțesc, minus 6 îmi face. Da. Uitați-vă. Deci îmi pun aici minus 3, nu, sau plus 3. Nu, a, sau 3 a. Și din coace 2. Corect. Obligatoriu trebuie să fie unul așa da. Și unul așa. Da. Dar acum că zic 3 ori 4, 12x și 3 ori minus 2, minus 6x și cu 12 nu fac plus x. Fac plus 6x. Da, plus 6x. Nu minus x. Nu-mi place. Și atunci pun 2, schimb între ăștia 2. Deci pun aici 2 și aici 3. Da, desfac și văd că am pus bine. Da. Bine, domn profesor, că era 12x pătrată, dar dacă era da, dacă 2 minus 3x, pe lângă 4x plus 3. Dacă nu ne dea seama, facem așa. Da. Domnul deci profesor, când, da. Dacă nu ne dea seama, facem așa. No. Nu vă arată lungă. Dacă nu știam că e lungă. Dacă nu știe, e 4. Nu, se mira. Care? Varianta lungă. Varianta lungă, zice ea. Da. Noi acum jucăm aici pentru o variantă scurtă. Cel mai scurtă poți. Da?
Deci, mai ridicăm următoarea problemă. Dacă nu, cât ori, cât fac 12, nu? Păi da, păi dacă nu, 2, 5. Stai puțin, aici era 12x pătrat, normal că l-a spus primul termen 3x și al doilea 4x. Dar poate 4x sau 3x e al doilea termen din prima paranteză. Și unul în față. 4x adică, să fie aici și 3x în partea. Nu. Aici, așa, da, totuși, da, domn profesor. Da, da, da. Da, adică poate fi aici 2 minus 3x 2. Și aici 4x plus 3. Da. Adică aici 3x-ul. Acolo 3x-ul și? Și aici 4x plus 3. Păi, tu zici așa să zic. 2 zice. Minus 3x. Da. Adică minus 3x, vrei să spui. Minus 3x. Da, tot în față îl punem, da. E ca ordine, adunare comutativă. Da, da, da. Da? Da, deci nu are importanță. Important, important este ca să merg pe primul loc cu x, pe al doilea cu x, ca să facă x pătrat. Da. Da? Și pe urmă, ce numere mulțite să mă duc la 12? Deci poți să mergi și așa. Și dacă avem 5x pătrat? Dacă 5x pătrat e 1 ori x. N-ai cum, altă. Nu, 5x pătrat înseamnă 5x și x. 1 ori x, din acolo. Deci, la 5x pătrat, eu mi-am mai spus așa acum. Dacă am număr prim, 5x pătrat... Minus x, minus 6. Minus x, minus 6, să zic, da. Dacă va ieși de aici. Da. Atunci voi spune 5x obligatoriu aici. Da, și a doua paranteză, 2x. Și voi spune x. Vezi? Și la una plus. Și la una minus. Și alta minus. Nu știm unde, controlăm. Nu știm unde. Da. Cât ori, cât să facă 6? 2 ori 3. Și 1 ori 6. Și 1 ori 6, corect. Aici am de analizat. Da. 2 ori 3 și 1 ori 6. Cu situația asta am început lupta, cu gândul că aici s-o obțin și mie, trebuie să facă minus x. Tot. Păi și acolo putea spune tot minus 1 și, minus și 6. Deci la prima paranteză? Puteai să faci așa, 1 și 6. Dar când te apuci la mulțire, nu-ți mai dă minus. Pentru că noi am plecat de la două paranteze, gata, știu-te așa, și știam că e plus 2 și minus 3 acolo. Da, dar tu neștiind, lucrezi așa. E 2 și 3 și 1 și 6. Dacă 2 și 3 nu-ți dă satisfacție, înseamnă că trebuie să am 1 și 6. Nici atunci nu-ți dă satisfacție, înseamnă că nu mai poți aranja. Dar eu mai am o întrebare, domn profesor. Nu pot pleca de aici și să ajung aici? Nu. Sigur că da. Și să umbli la minus x dacă și să-l duc așa. Dacă ești atât de inspirată, iată, ea propune așa. Pe minus x ăsta, să scriem ca minus 9x plus 8x. Pentru că observ eu și văd că dacă aș putea să... Da, de unde luăm noi 98? După păi, asta ca să dea minus x. Păi, exact. Dar cu ce? Minus x mai poate să-ți dea și din minus 4x? Minus 10 și cu plus... Sigur că da. Nu numai 98. Fac minus. Clar. Dar de ce 98 îi face serviciu? Deci ar avea minus 3 plus 2. Minus 3 plus 2, da? Dar mă folosesc minus 6-le la care cu plus 8, că iar vreau să mă duc iară pe paranteză, domn profesor. Ia, vedeți? Mihaela spune așa. În condițiile în care scoate aici un factor pe 3x. Corect. Și din coace scoate un factor pe, pe 2. Pe 2. Pe 2. Îi rămâne în paranteză aceeași paranteză, 4x minus 3 și 4x minus 3. Exact. Ca aș observa asta. Deci, poate zici de abilă și mă duci da, 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 da. Aici e momentul de spontanitate, de creația ta. Corect. Da? Deci pe loc de minus x poți să pui tu acolo orice alte, dar nu-ți faci serviciul care îți trebuie, pentru că numai minus 9x plus 8x îți dă ții libertatea, zici așa. Ce să spui? 12x pătrat minus 9x într-o paranteză. Corect. Plus 8x minus 6 într-o altă paranteză. Îi pui pe astea numai așa ca să înțelegi grupajul. Da. Și acum, egal mai departe cu 12, scoate-mă factorul pe 3. 3x. 3x pe lângă 4x minus 3. Și observ că am 4x minus 3 în paranteză asta și... Așa, acum visez, Doamne, ajută-mi acum, că dacă acum reușesc... Și îmi dau seama că scop pe 2 de acolo și zici, da. Pe lângă 4x minus 3. Oh, și paranteza asta, 4x minus 3 comună, exact, și m-am prins. O scoți încă o dată în factor. Și m-am prins. Și te-ai prins. Da. Și acum vine 3x plus 2 în paranteză, nu? Corect. Deci este spectaculos momentul ăsta. Alegerea asta, minus 9x plus 8x. Și este... m-aș duce deodată pe ea, că e minus x și parcă m-aș duce din prima un pic. Da, deci vedeți,
poanta este asta. Mai faci, să sesizez că după scoaterea în factor să am același lucru pe care trebuie să am și partea altă. Corect. Deci 4x minus 3 și 4x minus 3 se obține numai dacă gândesc minus 9x plus 8x. Că dacă gândesc minus 3x plus 2x sau minus 7x plus 6x sau minus 8x minus... Nu mai îmi face serviciu. Nu-ți face niciun serviciu. Bine, mama, nu-ți dacă nu te gândești, dar gândești și pe partea asta, cu nemucinești. Deci partea grea, dacă da, deci, deci eu nu spun... Da, da, deci... Domnul profesor și eu am încercat să vă explicăm că poți să ai o inspirație și să zic, dacă nu-ți vine, lucrezi pe partea grea mai fată, nu te ține nimeni. Deci nu stăm acum să stai cramponat, să zici, băi, stau și mă gândesc acolo și mă duc jumătate de oră și nu văd cine și din ce, cum s-ar așeza. Dar ochiul unui expert, după o bucată de timp, îți spune cam cum ar rupe partea asta și ce e serviciul. Repet, nu din prima nici măcar profesorul, nici măcar celui din prima, nu înțeles. După multă muncă. Dar după multă muncă îți dai seama că dar de acolo. Dar minus 3x plus 2x? Nu stai merge, nu mai face serviciu. Minus 3x plus 2x. Păi hai să vezi. Este 12x pătrat. Deci facem așa. Avem 12x pătrat. Minus 3x, zice. Minus 3x plus 2x. Da, dar puneți la pătrat, domn profesor primul. 12 pătrat, minus 3x plus 2x. Minus 6. Ia să vedem dacă ne face, domnul. Egal mai departe. 3x. Scoatem aici un factor comun pe 3x, da? Și vine 3x pe lângă. 4x. 4x minus 1 miruna. Da. Și acum, și partea asta, altă trebuie să fie tot 4x minus 1. Ai înțeles? Dar n-am ce face, numai pe 2 îl dau o fac. 2x minus 3 și minus 1. 4x minus 1. Și nu s-a făcut serviciu. Nu. Și atunci, joci mai sus numerele astea. Deci joci mai sus, mai mare. Mult mai sus. Mult mai sus. Dai seama de aici. Aici, 4x e mai x. Nu. Și atunci, joci 7x, să zicem, minus 7x plus 6. Domn profesor, aici deja te prins, pentru că uitați, aici l-am scos pe 2 cu una datia. Uitați, l-am scos pe 2 și aici eu vreau 4. Și 2 ori 4, văd că e 8, deci 8x am nevoie. Și mă prind. Sigur că da. Corect. Perfect. Deci l-am scos numai pe 2. Exact. Și deci nu mai făcut nimic. Și atunci 4 ca să rămână în interior. Ori 2, 8. 4 ori 2, 8. Da, 8x întrebi. Și trebuie 8x, minus 9x plus 8x. Și mă prind. Și îmi lasi minus 7x? Dacă minus 7x plus 6x, nu dai nimic vei da în factor aici pe cine? Pe nimeni. Pe nimeni și nu-i niciun avantaj. Puteți fi două numere consecutive? Deci numai consecutive ca să facă minus x. Păi cum vrei minus x? Că minus 7x plus 6x fac minus x. Tu dai controlul totdeauna acolo. Din cine și cine să facă minus x. Corect. Și cu 7x la mat, e de aiurea. Că din ăștia să dau cu... Deci 4 și 3 joacă aici. Exact. 4 și 3, da? 7, exact, pierzi timpul cu 7. Sigur că da. Pierzi timpul aiurea, nici nu stai pe gânduri. Nici 5 nu lei. Nici 5 nu lei. Și atunci vezi că te duci foarte repede la 9. Minus 9x și 8x. Că 8 și cu 6 se cuplează, scoți un 2. Exact. Din coace 12 cu 9, scoți un 3. Corect. Și gata, și te-ai prins. Dar după exercițiu mult, domnul profesor. După exercițiu mult și după experiența care o câștigi și ai ajuns mult mai repede față de cel care muncește pe partea asta și își formează pătratul și poate mai și greșești. Și mai și greșești undeva. E altceva. Corect. E altceva, da? Da. Mi-a plăcut. Îmi place asta. 53, domn profesor. Da, oprim și facem altceva.